Aveți grijă cum vă încălzeți iarna, că s-ar putea să dați foc la casă. Verificați sobele, ca să nu pățiți ca oamenii ăștia. Când a ars casa? Săptămâna trecută. De la ce s-a aprins? Trebuie de la coș. Deci trebuia curățit. Veni să-i aduc și eu niște bani, niște haine. Bravo. Veniți să-l ajut. Și aici cred că a ars casa din cauza sobii. Sărăcie prin picării. Intrarea begoniei din Domnești. Ce poți să-i ceri omului dacă el se încălzește? Nu știu cu ce face focul, dar tare urât. Miroase și intoxică toți vecinii. Și pe cei săraci ca el, ca ea și pe cei mai înstăriți. Sărăcia ne otrăvește. Toată intrarea asta a begonii e împuțită, otrăvită. Și cum o se duce spre București? L-ați votat pentru promisiuni? Asta meritați. După cum vedem, după un an de mandat, primarul încă n-a făcut nici parc, nici stadion de fotbal. Și degrabă o să vă mai ceară un mandat, că n-a reușit să facă. Între timp, în Ciorogârla prosperă casele de pariuri și alte stabilimente de oameni săraci. Mulțumim primarului Nicolae Victor, care din bani publici și-a făcut reclamă mincinoasă. Și cam așa și trăim. Gospodări și gospodine din Domnești. În centru, chiar lângă biserică, ard frunze, probabil gunoaie, alte resturi vegetale și poluează. Asta e nesănătos, periculos și ilegal. Otrăvesc plămânii propriei, vecinilor. Poluează. Dacă i-ar vedea poliția, pompierii, garda de mediu, ar lua o amendă și ar învăța lecția. Ar stoca gunoi într-un colț de grădină și ar avea îngrășământ la anul sau toamna următoare. Dar așa, pământul e galben, sărac,
plânge că n-are cu ce să-l îngrașe. Mintea românului de pe urmă. Domnești județul Ilfov. Probabil locuiește aici, la numărul 416. Sau numărul următor. Șoseaua Alexandru Ioan Cuza. Rușine să-i fi. Aici, la 412.